nou pe domeniul ăsta și de asta. Sărut mâna, părinte, bine ați venit. Superbe imagine de la Muntele Athos. Bine, e locul unde poți să pui mâna pe nori. Exact. Când ați fost acolo? Și pe mare. Când ați fost? Cred că data de 8 noiembrie a fost. Deci, practic, acum două săptămâni, cam da. Așa? Da. Se vedea că era încă ceața aia de dimineață. Începuse toamna și acolo. O toamnă târzie, dar lângă mare e mai altfel. Când, cu cât urci mai sus... Se simte mai rece. Da, e o zonă foarte umedă. Locul acela unde ne aflam noi atunci... La propriu eram deasupra norilor. Da. E prima dată când ai fost, când ai fost la Muntele... A doua oară doar anul ăsta. Da. Toată lumea spune când ajunge la Muntele Athos că este o altă experiență și că este o altă bucurie pentru suflet și pentru tine ca om. E inima ortodoxiei. Pentru că dacă la Ierusalim te duci să calci pe urmele unde a călcat Iisus, aici, în Athos, mergi să cunoști tradiția și istoria vechilor asceți ai creștinismului. Practic, aici, creștinismul ascetic a prins contur cel mai mult și a iradiat în toate zonele creștine această tradiție ascetică. Să știți că multe mănăstiri din România pe care le vedeți și le vizitați vară de vară, nordul Moldovei, mănăstirile din jurul Bucureștiului, Vâlcea, unde este celebrul Frăsinei, toate au crescut oarecum sub influența Muntelui Athos. De acolo a iradiat tradiția aceasta monastică, ascetică și cred că dacă vrei să vezi tradiția ascetică, monastică la ea acasă, trebuie să mergi acolo. Cătălin, ai fost acolo și ai gătit ceva special pentru părinții de la Muntele Athos. Da. Păi, pot să zic că sunt fericit că mă lasă să-i ajut. În primul și în primul rând. Și anotițe. Da, îți spun sincer că de cele mai multe ore acolo învăț. Și faptul că îi ajut, câteodată mai vin și eu cu câte ceva. Spre exemplu, când am gătit la noi la chilie, atunci poate că am gătit eu mai mult. Dar în rest învăț, în special de la Părintele Dimitrie. Care sunt mari bucătari. Sunt excelenți mare bucătari. Da. Acolo vedem imaginile, caracatițe gătit, nu? Am avut 3 caracatițe la 8 kg. Asta le-am făcut la noi la chilie acolo. Da. Și cât a stat? 5 zile. 5 zile suficient, pentru că acolo nu te duci să te odihnești, să dormi, în sensul că ziua muncești și noaptea stai la somn. E o tradiție, după cum vă spuneam, ascetică, foarte serioasă, unde monahii au un program foarte bizar pentru noi cei din lume. Ziua l-au împărțit în muncă și puțină odihnă, noaptea în rugăciune. Vreau să spun că ora 3 dimineața arată pentru noi cei veniți din lume extrem de obosiți, arată destul de bizar să-i vezi pe toți mănăstirea, chilia în vie. Toată lumea merge la slujbă la 3 dimineața, care ține slujba ține până pe la 8 dimineața. De asta aviz celor care cred că merg acolo în concediu și pentru peisaje. Nu. Țin să le transmit că pentru sufletul tău, cred că asta e cel mai important. Exact. 70% de acolo din timp nu dormi și nu mai la rugăciune și de mâncat se mănâncă foarte puțin. Spune-mi ceva, tu când ai fost prima dată la Muntele Athos? Acum 3-4 ani, prima oară. Prima dată. Și apoi e un loc în care mergi destul de des. Îți spun sincer, eu îți spun experiența mea. Pe mine m-a schimbat total în momentul în care am ajuns acolo. Există persoane pe care îi schimbă total și își schimbă percepția față de ortodoxie în general și alții care chiar îl iau ca pe un concediu și că se bucură de peisaje. Eu pot să spun că pe mine m-a atins destul de mult. Dar te-a schimbat total în ce sens? Mai pe românește am devenit mult mai credincios. Asta clar. Și trebuie doar să ai ochi pentru minuni. Pentru că sunt mereu în jurul tău, dar trebuie doar să vezi. Și mai faci și ecologie în viața ta. Adică... Ce bine sună asta. Să mai facem ecologie, că toți suntem în postul Crăciunului, părinte. Da, ce suntem să facem ecologie în jurul nostru? Este antinomia poluării. Adică dacă ești un om poluat cu diferite vicii și, să spun, ai o viață stresantă și înclinată spre rău, cred că e un bun început. Te duci acolo să pui punct răului din viața ta. Și de cele mai multe ori... Și se împlinește. Gândiți-vă că în tradiția noastră monastică este un personaj postbelic, este vorba despre părintele Sandu Tudor, care s-a dus în Athos cu gândul să facă un reportaj, jurnalist, doar el și Carol al II-lea aveau avioane, deltaplane, se plimbau pe deasupra României. Căsătorii de 5 ori, pleacă în Athos să facă un reportaj și să scrie despre atonit și se întoarce călugări de acolo, monah.
Adică experiența este destul de șocantă, aș spune, pentru cineva care merge acolo pe bune și cu gânduri serioase, chiar schimbă vieți. Și în Muntele Atos poți să mergi în orice perioadă a anului, adică nu e o perioadă în care e închis pentru vizitatori sau pentru cei care... Nu, poți merge oricând, condiția este să fii chemat. Nu poți să te duci de... pentru că te trezești tu așa peste noapte și nu se poate intra în Atos. Chemare. Trebuie să ai chemare. Unul dintre monahii Atosului trebuie să-ți facă o chemare ca să poți intra în... Pentru că cei din Atos nu sunt de acord cu plimbările haihui prin munte. Dacă cineva te cheamă, sigur îți spune și despre ce e vorba acolo. Și practic își asumă oarecum responsabilitate. Păi cred că îți lansăm o provocare să vii cu noi data viitoare. Mi-ar plăcea mult te chemăm? Serios. Mi-ar plăcea mult de tot, mai ales că tu când ai fost prima dată, Cătălin, spui că de prima dată ți s-a schimbat percepția despre toate lucrurile. Absolut de prima dată simți. Probabil, nu știu, nu stai prea mult în... Mănăstirile sunt foarte ascetice și asta cred că te izbește cel mai mult. Simplitatea vieții. Oamenii pot trăi, nu sărac. Atenție, nu-i vorba de sărăcie, pentru că în Atos sunt obiecte de artă care valorează poate milioane de euro. Adică sunt lucruri foarte valoroase. Însă oamenii trăiesc foarte simplu. Deși de chiar știu... dacă sunt lucrurile astea de milioane de euro în jurul tău, în obiecte de artă sau în tot felul de... De cult, să le spun. Obiecte de cult. La un moment dat, simplitatea... E flagrantă. Asta te șochează și te schimbă. V-ați întâlnit vreodată cu Gigi Becali? În Atos nu. Dar știu că este un pelerin frecvent. Este un pelerin frecvent. Și a ajutat foarte mult biserica de acolo. Există o tradiție românească aici, pe care noi am cam uitat-o. Românii, toți marii domnitori și boieri români au făcut treaba aceasta, au ajutat mănăstirile din Atos în numele Maicii Domnului. Domnul Becali a făcut același lucru, cunoscând tradiția aceasta românească, și el are și filonul Machidon în sânge, deci aproape de greci, a reușit să se apropie de atonici și a ajutat foarte mult. Cel puțin Schitul Lacu, unde se află majoritatea monahilor români, sunt două locații românești, a spune pe Atos. Restul sunt grecești, rusești, bulgărești, sârbești. Și aceste două locații sunt Prodromul, Mănăstirea Prodromul, Schitul Prodromul, unde se află o viață de obște. Monahii trăiesc împreună în mănăstire. Și mai e și Schitul Lacu, unde am fost noi. Sunt 17 chilii împrăștiate pe munte, pe colina Atonului. Cred că eram pe la 1800 altitudine. Cam așa. Imaginea pe care le-am văzut noi. Propriu deasupra norilor. E ceva de nedescris. Și în aceste 17 chilii trăiesc câte 3-4 monahi într-o singurătate totală, într-o liniște totală și simplitate. Asta e regula. Pentru cei care se uită la emisiunea noastră și cum spuneam că suntem în perioada de post, postul Crăciunului, ce ar trebui, părinte, să învățăm așa? Ca să nu mai treacă încă o perioadă, încă un an și lasă că totul începem de la anul. Asta cu de Crăciun române, fii mai bun. Sună bine, dar nu știu, parcă nu prea-mi convine așa. Și în restul timpului ce să faci? Exact. Adică, doar de Crăciun? De Crăciun. Adică, cred că ar fi bine să înceapă acum bunătatea și să nu se mai termine. Și mai mult decât atât, poate Crăciunul, în primul rând, postul acesta al Crăciunului înseamnă să nu mănânci carne de om. Măcar acum abțină-te. Cum a sunat asta, să nu mănânci carne de om. Dar nu e adevărat? Adică nu vi se pare că suntem o societate canibală? Cât de bine sună să nu mănânci carne de om, pentru că prea multă răutate. De mâncare te abții ușor. Da. Suntem carnivori, fratricizi, adică ne devorăm unii pe alții într-o violență extremă. Societatea românească a devenit așa, ceea ce e ciudat. Asta povestea mai devreme, Oana Lis a fost internată cu Viorel Lis de la Matei Balș de COVID și la un moment dat primeau mesaje pe pagina lor de socializare de Facebook care spunea, lasă oricum muriți, trebuie să muriți sau ceva de genul fantastic. Răutatea asta în comentarii, în mesaje, în mediul ăsta online este foarte puternică. Nici nu știi dacă există, adică poți să suni poliția să facă ceva în direcția asta. Eu cred că deja e ceva mai adânc decât să vină poliția să rezolve treburile astea, știți? De ce credeți că apar genul ăsta de comentarii? De ce credeți că apar genul ăsta de mesaje? Dom'le, suntem o societate care încă, aș spune eu, nu ne-am copt. Nu suntem încă formați. Nu suntem, dar nu spun, o spun sociologii. Dimitrie Gusti, de exemplu, spunea lucrul acesta în studiile lui despre arta populară și despre viața țăranului român. Spune, poporul român încă este necopt. Da? Încă este necopt ca civilizație. Cred și eu lucrul ăsta. Dom'le, la marginea Imperiului e cam greu. Să nu uităm că aici e granița Uniunii Europene, nu? După noi, cine știe ce începe?
Deci e cam greu la graniță să fie toate lucrurile bune. Am văzut azi dimineață, tot la voi, cred, că tinerii români între 16 și 35 de ani se gândesc majoritatea la a pleca din țară. Bănuiesc că fiecare dintre noi am avut gândul acesta, nu? Da. Nu am plecat de bine. Nu te-ai după 30 de ani de la Revoluție. E la fel. Gândul cel mai puternic este să pleci din țară. Adică asta este mai dureros și mai apăsător. Aici ne ține tradiția aceasta puternică, ortodoxă, creștină. Și mă bucur tare mult să spun că tinerii care pleacă din țară poate nu iau cu ei sarmalele, micii sau mai știu eu ce, dar uite, iau cu ei biserica. Biserica este prezentă peste tot unde românii au plecat. Da. În foarte multe țări unde sunt comunități de români există câte o biserică românească. Și care ține comunitatea acolo. Unită. Unită. La un dat spuneați dumneavoastră într-un interviu că într-o familie soția e masca de oxigen. Da. Da. A sunat într-un fel așa, foarte puternic. Nu știu, pentru mine inima de mamă este incomparabilă cu ceva. Pentru mine principiul acesta, avea inimă de mamă, e valabil și pentru tată și pentru mamă, chiar și pentru cei care nu sunt căsătoriți. Să ai o inimă de mamă face mult. Adică, cred că știm toți conceptul. Ce înseamnă inimă de mamă? Blândețea, în primul rând. Unde pupă mama, se vindecă tot. Unde îmbrățișează mama, trec toate tristețile. Vindecă pe loc orice răutate se află în sufletul copilului, când mama îmbrățișează, se vindecă. Da, deci dacă noi am putea face să ne fim unii altora inimă de mamă, cred că ar fi o mare realizare. Ar fi o societate mult mai frumoasă. Dar mereu spunem asta, în fiecare an, și nu se întâmplă nimic de la an la an, parcă observăm că oamenii se mai înrăiesc. Da. Oamenii parcă se îndepărtează unii de alții. Cu toate că mesajul acesta de unire și să fii mai buni, îl simți de fiecare dată. Eu mă gândesc așa, oare nu toți, să zicem, europenii, că suntem vecini acum, suntem din același sat. Exact. Da, zic, europenii n-au și internet, Facebook, Instagram, nu știu, toate. Au și ei, dar oare chiar așa se bălăcărește toată lumea acolo, cum ne bălăcărim noi aici? Nu știu, mă îndoiesc. Oare în presă, la fel, lucrurile arată rău, cum arată și la noi și la ei? Adică există o ecologie. Cert e că, de exemplu, la ei probabil drumurile arată mai bine și se fac într-un timp mai scurt. Mai scurt. Mai eficient. Dar vă propun ceva, uitați, din timpul, probabil ne-ați însoțit și pe noi în Atos, acolo cu Caracadița, cu părinții, cu șef lângă noi. Dom'le, propuneți-vă dumneavoastră, dom'le, să nu mai vorbesc despre nimic rău în spațiul emisiunii astea. Începând din postul acesta. Adică la ce vă referiți? Să opriți rău în dreptul dumneavoastră. Vă sună cineva, măruță, uite, am și eu un caz, un necaz, dă-l și tu la tine la emisiune. Dom'le, doar dacă pot face un bine, fac asta. Dacă nu, nu o să fac treaba asta. Nu mai bârfiți lumea, nu mai prezentați lucrurile rele, nu mai... Și eu cred că puteți... Asta, cazurile sociale, cum, la ce vă referiți anume? Pentru că spuneți că dacă sună cineva să ajungă, să nu le mai prezintă la televizor. Nu asta, mă gândesc așa. Doi se bat. Da. Două nestemate românești, da? Din viața puteți publică. Să dați niște exemple, părinte. Nu știu, nu mă interesează. Doi se bat, să zicem, soț-soție, se păruiesc. Că poate vorbiți de altă emisiune. Ce rost are să dai lucrurile astea la televizor? Da. Nu are niciun rost. Adică, fac parte din viață? Păi fac parte din viață, dar multe lucruri fac parte din viață, să știți. Inclusiv statul pe WC-ul face parte din viață. Da. Nu poți să faci o emisiune stând pe WC-ul, nu? Da. Eu treabă privată. S-au făcut, părinte, sunteți... Da, în urmă. Da. Iertați-mă. N-ați văzut reality show-uri, adică sunt... Da, eu îmi doresc lucrul acesta. TikTok ați văzut, părinte? Aplicația, TikTok-ul. Da, sigur, TikTok-ul. Trăiesc pe lumea asta. Acolo trebuie multă apă sfințită și mir. Da, eu zic că pornește de la om totul. De la om. Dincolo de apa adică sfințită mesajul ar fi și de la... pentru fiecare faceți om ceva. Care se uite la noi, fiecare să facă ceva. Opriți rău în dreptul vostru. Da. Eu mi-am propus lucrul ăsta. Nu mai vreau să vorbesc pe nimeni de rău. Aud păi dumneavoastră vorbeați pe cineva de rău? Mai scăpam și eu câte nu vorbă. Da. Cum adică? Da. Păi, na, trăim în acea zeamă toți. Am înțeles. De-aia mă și duc la spovedit, nu? Că am multe rele și spun, părinte, vreau să-l mă schimb, vreau să... Deci dumneavoastră pe cine vorbeați de rău? Pe patriarh? Nu. No, nu. Pe șef, adică mă gândesc. Nu, pe patriarh nu-l vorbesc de rău dintr-un singur motiv. Și vă spun de ce. E un om care muncește foarte mult.
Are o atitudine monastică. La modul că când pe un șef, pe cineva. Nu, are o atitudine monastică, doarme 4 ore pe noapte, exact cum fac și monahii exact din Athos, da? Deci n-am ce să îi reproșez unui om care muncește foarte mult. Pe șeful de la bloc sau pe cineva, vreau să-ți găsesc pe cineva ierarhic. Eu am spus că dacă am ceva de reclamat, o să vorbesc despre o societate care se îmbolnăvește. Atât. În rest, și cu toții contribuim la îmbolnăvirea societății. Dar în felul acesta vreau să vindec societatea. Dacă aud un caz concret de răutate, vreau să-l oprez la mine. Să nu treacă mai departe de mine. Nu putem să spunem că mi-ar fi fost interesant, de exemplu... Dar pieri jurnalele de știri, așa, deci n-ar... Eu vreau să vă întreb ceva, dar nu putem discuta asta. Care e cel mai des lucru pe care oamenii le spun atunci când merg să se spovedească? Dar asta e o chestie... Dar nu vă întreb putem de face cineva, o radiografie. General, da, așa. O radiografie majoră. Putem vorbi despre două probleme fundamentale. Jobul și partenerul de viață. Deci majoritatea oamenilor care vin la spovedit, vin și spun că au probleme problemele. La serviciu. Da. Și în relații. Da, jobul și partenerul de viață, pentru că sunt principalii factori de stres pentru omul contemporan. E un lucru real și, na, din păcate, nimeni nu ne învață cum să muncim și nimeni nu ne învață cum să trăim în viața de familie. Credem că toate vin la pachet cu viața, ori nu vin. E bine să ai un duhovnic la care să mergi și să poți să... reției această energie să poți să mergi mai departe. Eu zic că e mai folositor din două motive. Unul, e gratis. Ședința de psihoterapie costă destul de mult în timpurile noastre. În al doilea rând, este foarte la îndemână. Te despoarte doar o ușă de biserică, o apeși, intri și e acolo. Și mai e încă o poveste că întotdeauna când dai credința asta în Dumnezeu, ai cu cine să vorbești și când ești singur. Știi? Adică ai cu de acord, dar în al treilea rând, duhovnicul te învață un lucru fundamental. Nu ești veșnic pe pământ, într-o zi vei muri. Și te pregătește pentru momentul acela. Știți că nimeni nu ne învață că vom muri într-o zi? Și cred că nimeni nu se gândește la treaba asta. Da. Eviți, câteodată nici nu vrei să vorbești de treaba asta, că consider că e o superstiție, atragi. Da. Și moartea e ceva, am auzit că nu mai avem voie să facem cimitire în oraș și că ar trebui să le scoatem afară din oraș. Dar e o poveste interesantă, ci că un maestru îi spune ucenicului său, aștept de la tine un dar. Și ucenicul îi face o grădină superbă, frumoasă și minunată, aranjată cu flori, cu de toate. Și maestru zice, e foarte frumoasă, dar lipsește ceva. Aduce un braț de frunze moarte și îl pune în grădină. Zice, ei, acum e perfectă. Deci, atenție, trăim oarecum gândindu-ne că nu vom muri niciodată, ceea ce e absurd. Moartea e la doi pași, mai ales în vremurile astea tulburi. Vedeți, e pandemie, toți fugim. De COVID dintr-un singur motiv. Ne e teamă de moarte. Ne e teamă de moarte și o vedem în jurul nostru, pentru că se moare. Da, dar nu știu unde fugim, părinte. Dar nu mai avem acum, că toată... La modul că ne teamă de COVID, de povestea asta, de la modul ăsta. Da, n-avem unde fugi. Pentru că cred că COVID-ul ăsta, la un moment dat, a apropiat mai mult lumea de biserică, nu? Da. Mai multă speranță acolo. Lucrul ăsta este mai cert. Mult ajutor să ceară. Avem nevoie de tărie interioară, pentru că cea exterioară vedem că e fragilă, se clatină. Da. Eu vă mulțumesc mult de tot și să știți că vă mai așteptăm, ne e foarte drag și vă mai așteptăm cu mare drag și la noi la emisiune. Eu vreau totuși să le mulțumim gazdelor noastre din Athos, neapărat. Nu? Părintele Dimitrie, Epifanie, celebri gemeni ai Athosului. Minunați oameni. Din pozele de... Da, și părintelui Nicolae, cel care ne-a și chemat acolo pentru că a primit hirotonia într-un preot. E un lucru rar în zona aceea, că lugării fug de preoție. Ei nu vor să fie preoți, li se pare o cinste prea mare și vor să trăiască simplu. Părintele Nicolae a fost chemat la hirotonie de episcopul Pavel al Dramei, episcopie grecească, și a primit hirotonia pe 8 noiembrie, a devenit preot, unul dintre puținii preoți de la Schitulacu, și în felul ăsta cu toții am participat acolo pentru a sărbători momentul acesta minunat. De aceea eu le mulțumesc din toată inima, pentru că sunt niște oameni extraordinari, părintelui Nicolae, părintelui Dimitrie, părintelui Epifanie,
și tuturor celor care au făcut posibilă șederea noastră acolo. Vă mai așteptăm, părinte, oricând. Cu mult drag. Cu mare drag și vă mulțumim mult de tot, Cătălin. Și când ieșim din post, venim cu rețetele alea atonite. Perfect. Cu peștele aghioritic și cu caracatița. Da, da, merge. Acum și nu cu, se cădea. Merge și cu fasole. Și multă dezlegare. Da, da, da. Merge și cu fasole. Nu e bună fasolea, varza. E foarte bună. Sigur, nu trebuie și să... de asta zic, deși postul Crăciunului e un post care se ține și mai ușor, pentru că cel mai ușor. E și foarte... Sâmbăta, duminica e pește. Dezlegare la pește. Dar n-ai tu emisiune atunci, ai... Bun, vă mulțumim mult de tot.